Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Cu binecuvântarea Părintelui Stareț, am să vă adresez un an nou. Cu bucurie să ne gândim că de obicei la cumpăna, spunem noi dintre ani, cumpăna nu o știe nimeni, o știe Dumnezeu, vecii vecilor, în veacul veacului, milioane sau milioane de ani care au fost înainte de a fi lumea. Pentru că Dumnezeu, fiind veșnic, nu are timp, este atemporar. Și atunci mă limitez în a aminti timpul veșniciei dumnezești, timpul sădirii raiului, timpul clădirii cerului și a pământului, într-un ce a făcut Dumnezeu cerul și pământul, timpul creierii omului, timpul șederii omului în rai, timpul izgonirii omului din rai până la nașterea lui Hristos și în cele din urmă fărâma de timp de la răstignirea acea aprigă a lumii care n-a suportat pe cuvântul lui Dumnezeu și l-a ucis bătându-l în cuie, arătând ce răsplată are pentru cel ce i-a mântuit, până în zilele noastre. Făcând diferența între două tipuri care vin, unul pleacă și unul vine, să nu ne gândim la timpul pe care îl vom parcurge, că nu e al nostru. Să ne gândim la timpul lui Dumnezeu. Noi avem un timp pe care îl putem sacrifica în sens spiritual. Și atunci îi dăm termenul de timp duhovnicesc. Și aici vă puteți aduna minutele de rugăciune din cursul unui an, minutele de post din cursul unui an, minutele de liturghie din timpul unui an, minutele de pravilă din timpul unui an, nu spun ceasul, că unii nu au timp de ceasul. Și făcând un contrast între ce înseamnă timpul duhovnicesc, timpul acordat somnului, care ține tot pentru noi, timpul acordat hranei, care ține tot pentru noi, timpul acordat muncii de zi cu zi, să avem din ce trăi, e tot pentru noi, timpul de creștere a copiilor, timpul de educare a copiilor, timpul de construire a ceea ce ne-am dorit, când le punem toate în balanță, vom vedea că cel mai mult am slujit trupului și nu sufletului. De aceea, la cumpăna dintre ani, să avem un singur gând mai bun. Unu, să mă pot în fiecare zi ruga ordonat puțin câte puțin, că spune Sfântul Teofan Zăvărâtul în Calea spre Mântuire, cine alege o pravilă scurtă, dar precisă și nu o mai schimbă niciodată, acela devine vrednic rugător al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea cuvinte multe, nu vrea să borborosim multe ca păgânii, ci vrea acele cuvinte din inimă. Doamne Iisuse Hristos, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate mai citare și a tuturor Sfinților Tăi, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. Și o să ziceți, de ce așa lungă? Această rugăciune nu-i lungă. Crezul este lung. Psalmii sunt lungi. Plânsurile Sfântului Efrem Siru, acatistele. Aceasta este un compendium a coborârii lui Dumnezeu pe pământ, Fiul lui Dumnezeu, care vine în Fecioara Maria, și pentru rugăciunile Tatălui ne răscumpără, pentru că își asumă răscumpărarea, și ne aduce din nou la Tatăl ca să ne miliască pe noi păcătoși. Dacă spunem aceasta, măcar de 7 ori dimineața, măcar de 7 ori la amiază, măcar de 7 ori într-o primejdie, măcar de 7 ori într-un necaz, măcar de 7 ori într-o problemă, de 7 ori într-un examen, s-ar putea la sfârșitul vieții să găsim o imensă cantitate de rugăciune neașteptată. Și aceea se cheamă rugăciunea aceea din inimă. Pentru că ai spus-o când ți-a fost nevoie. Dacă ne punem la pravilă în genunchi și în timp ce citim ceaslovul sau psaltirea sau acatisterul, mintea se risipește în alte părți,
Noi acolo am lecturat, că așa spuneam, părinte, mi-am citit rugăciune, foarte bine că le-ai citit. Trecem într-o etapă nouă și începem să trăim rugăciunile. Și al doilea timp este timpul faptelor bune. Credința fără fapte este moarte. Să avem în minte lucrul acesta. Dar și faptele fără credință, moarte sunt. Deci tot ce am dat noi trupului pe pământ, dacă n-am sfințit măcar cu aghiazmă, sau n-am zis un Doamne minește, sau un Boda proste, sau un îți mulțumesc Doamne că m-ai ajutat, lucrurile acelea sunt deșarte. De aceea vorbim de cereri de folos. Dar dacă le-am binecuvântat cu puțină rugăciune și pe acelea, sunt tot păzite de Harul lui Dumnezeu și atunci intrăm în timpul faptelor bune. Nu vă repet faptele milostenii sufletești, ci vă aduc aminte atât. Am fost flămând, am fost însetat, am fost gol, am fost dezlocat, am fost în temniță, am fost bolnav. Punct. Întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Și în aceste zile de sărbătoare, începând cu ziua de azi, de mâine, de poi mâine, până la bobotează, până în una din aceste zile, puteți milui un însetat, un flămând, un jerpelit, un necăjit, un neputincios, un neajutorat, un cine fi el. Și dacă ați făcut acest lucru, tot ce intră în gura dumneavoastră se numește binecuvântare. Pentru că ați mâncat cu Dumnezeu la masă. Și dacă n-ați putut face lucrul ăsta, dumneavoastră ați mâncat mâncare. De ce? Spune Hristos, tot ce intră în om nu-i păcat, pentru că ce nu trebuie iese prin dos. Dar ce iese din gură e cel mai păcat. David ne-a dat legea firii. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire buzelor mele. Ava Pavlo ne-a dat legea Duhului. Taina tăcerii și teologia ascultării. Când n-ai nimic de spus, mai bine ascultă. De câte ori am vorbit, nu m-am căit, spunea Ava Pavlo. Iar Arsenie cel Mare, după ce le-a cercetat acestea și le-a petrecut în mintea lui, a spus așa. Taci, fugi, liniștește-te. Opriți-vă și domniile voastre, toți care sunteți aici de față, 9 ani, de a mai fi translatori, mediatori, de a explica știrile, de a pierde vremea cu toate teoriile, cu toate conspirațiile, cu toate minciunile, să ne ancorăm în 4 puncte categorice de care avem nevoie. Sănătatea care ține de fiecare, grija familiei care ține de fiecare, grija de suflet care ține de fiecare și împăcarea cu Dumnezeu care ține de fiecare. În restul sunt povești. Dacă ai murit nepregătit, mergi în iad. Dacă ai murit sătul și nerugat, mergi în iad. Dacă ai murit bogat și nerugat, mergi în iad. Dacă ai murit sătul de bani și de avere și n-ai făcut nimic în Dumnezeu, mergi în iad. Dar dacă ai făcut ceva bun și ți-ai adus aminte de acel cuvânt că nu poate omul da nimic în schimb pentru sufletul său și o lume întreagă dacă ar câștiga, dar sufletul ar pierde, nimic n-a dobândit, mergeți în pragul noului an cu această decizie. Anul ăsta să fiu mai corect, mai drept, mai vrednic, mai răbdător, mai îngăduitor, mai serios, mai bun, mai creștin, mai prieten cu cei din jurul meu și în cel mai adânc mister, cât mai aproape de Dumnezeu. La mulți ani, cu sănătate, tot de bine, să aveți parte. Amin. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire.